cei ai câmpe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cu natura întreagă să-i cânt și eu, lui Dumnezeu glorie. Să slăvească munții și apele, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie, Și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea când pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie, Și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea când pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cu cel ce iubesc în veci voi cânta, lui Dumnezeu glorie. Căci în slavă veșnică vom intra, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie, Și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, lui Dumnezeu glorie. Haideți cu toții! Când lui Dumnezeu glorie, Și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea când pe vecie, Dumnezeu glorie. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ne bucurăm să fim în dimineața aceasta în locul acesta. Este un har pentru fiecare dintre noi și toată slava, toată lauda să fie a Domnului, acelui ce ne-a ales, acelui ce ne-a răscumpărat, Domnul Iisus Hristos, și acelui ce ne-a pecetluit, Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și așa cum ne-a ajutat Dumnezeu să venim în locul acesta și așa cum Apostolul Pavel ne îndeamnă în cuvintele lui așa de frumoase în Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Suntem aici pentru a mulțumi lui Dumnezeu, suntem aici pentru a lăuda, suntem aici pentru a aduce laudă lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre, să aducem glorie lui Dumnezeu și aceasta din partea noastră, din partea celor care ne-a răscumpărat, noi mântuiții Lui, noi toți acei care suntem răscumpărați, suntem aici să-i dăm slavă lui Dumnezeu și cred că ar fi potrivit și frumos să venim în această rugăciune să mulțumim Domnului,
Să-i aducem laudă pentru că ne-a ajutat să fim împreună în locul acesta. Apostolul Pavel spune, atunci când vă întâlniți, vorbiți cu voi între cu psalm, din cuvântul lui Dumnezeu, îndemnați-vă, sfătuiți-vă, întăriți-vă unii pe alții, în cântări de laudă, aduceți laudă lui Dumnezeu, aduceți cinste lui Dumnezeu, pentru că El este Cel ce merită, pentru că ceea ce a răscumpărat El, sufletul nostru cel mai scump, merită să fie lăudat pentru aceasta. De aceea aș dori să mergem în rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim în prima parte, să-i dăm laudă care îi se cuvine, iar după aceea să cerem ajutorul Lui, pentru că știm că fără de El nu putem face nimic. Însuși Domnul Iisus a spus, nu puteți face nimic fără mine. Cerem călăuzirea Lui peste cântări, ca Duhul Domnului să fie între noi. Și aduceți-vă aminte atunci când Moise a chemat prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a prezentat în cort, slava lui Dumnezeu s-a coborât acolo, încât oamenii n-au mai putut să intre acolo. După aceea, David spune cuvântul lui Dumnezeu, acest om al lui Dumnezeu care a avut dorința să construiască casa lui Dumnezeu unde să se închine, spune cuvântul lui Dumnezeu că prezența lui Dumnezeu, că slava lui Dumnezeu a umplut templul și oamenii n-au mai putut sta acolo. Dar după aceea, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în ziua de Rusalii spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu, Domnul Iisus a promis puterea și prezența Duhului Sfânt, atunci se întâmplă ceva deosebit, spune cuvântul lui Dumnezeu, că slava Domnului nu se coboară în templu, nu se coboară în cort, ci slava lui Dumnezeu umple inimile oamenilor și de aceea aș dori ca slava lui Dumnezeu în această dimineață să ne umple inima, să ne umple de prezența Lui, să putem lăuda și să putem înălța numele Domnului. Ne rugăm Domnului. Amin.
Când a Domnului mireasă sus în cer va triumfa și în cortul lui cel sfânt va locui. Când cu nun de aur sus în slavă mare vom purta slavă lui între cei sfinți și eu voi fi. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne ajute la marea strigare care se va face în ziua aceea, în ziua Domnului, să nu lipsim niciunul și niciunul din cei dragi nouă. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, am vrea să facem o rugăciune și la 1 Ioan, 1 Epistolă, Apostolul spune aici la capitolul 1, versetul 7, începând. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Am vrea să venim într-o rugăciune, dragii mei, și mă gândeam la cum se făcea o slujbă în România, o slujbă de închinare, și începea prima rugăciune, cel puțin la noi era obiceiul acesta, ziceau frații că aduc un îndemn și o rugăciune de iertare. Și întotdeauna mergeai la biserică, știai că prima rugăciune se aduce o rugăciune de mărturisire, o rugăciune în care ne ceream iertare Domnului. Și mă gândeam, dragii mei, că îndemnul acesta și rugăciunea aceasta, parcă în această vreme se face tot mai rar. Acum întreb și eu, oare avem mai puține păcate? Sau suntem o generație care suntem mai aproape de Dumnezeu? Mă gândeam, dragii mei, dacă ar fi să tragem o concluzie, să privim păcatul generației noastre, lipsa aceasta de sensibilitate la păcat, lipsa aceasta de a înțelege gravitatea păcatului, dragii mei, aș vrea să vă spun că parcă tot mai mult afectează generația noastră. Suntem o generație care trece foarte ușor peste principii. O generație care ia foarte ușor cuvântul Domnului. Și dacă ar fi să spunem care este un păcat al generației noastre, ar fi, să zic așa, dacă în trecut a fost poate legalismul. Suntem generația care foarte ușor ne lăsăm influențați, foarte ușor adoptăm lucruri, foarte ușor uităm cuvântul Domnului și trecem, dragii mei, peste ceea ce este scris. Și am vrea să venim în această rugăciune să cerem iertare Domnului. Suntem într-o zi care considerăm că închinăm Domnului, dragii mei, în totalitate, în închinare, în părtășie, în slujire. Și am vrea să venim, dragii mei, și să ne rugăm pentru generația noastră, să ne rugăm pentru biserica noastră, să ne rugăm pentru noi, ca Domnul să ne dea o sensibilitate la păcat. Auzeam oameni, discutam cu anumiți frați și
și dumneavoastră împărtășiile care le aveți și întrebai anumite lucruri, lucruri care sunt scrise clar în cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care le avem negru pe alb, clare, care Domnul Iisus Hristos le-a spus și oamenii spuneau, it's ok. Toată lumea minte, toată lumea se folosește de sistem, de neadevăr și vedeți, suntem într-o generație, dragii mei, care a pierdut percepția aceasta a sfințeniei, a apropierii de Dumnezeu, a păcatului, a pierdut percepția aceasta și greutatea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vreți, suntem generația care adoptă cel mai ușor și suntem o generație care avem înclinația aceasta mai mult liberală. Dacă în trecut a fost legalismul și nimic n-a fost voie, astăzi totul este voie, dragii mei. Oare întreb, totul este voie? Da, dragii mei, avem libertate în Hristos. Însă libertatea aceasta este pentru de a trăi pentru Dumnezeu, de a trăi în sfințenie, de a trăi în curăție, de a trăi, așa cum spune aici, în neprihănire. Am vrea să facem o rugăciune și am vrea să rugăm pe Domnul ca să ne ierte. Daniel spunea, noi am păcătuit, noi și părinții noștri, era un om neprihănit. Nemia la fel, oamenii lui Dumnezeu mari au spus, vai de mine că sunt un om cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Am vrea să ne rugăm, dragii mei, și să cerem iertare Domnului. Să nu lăsăm păcatul să treacă în viața noastră, să se așeze în viața noastră, ci întotdeauna să venim înaintea Domnului, așa cum spunea aici, așa de frumos, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Să le mărturisim înaintea Domnului, dragii mei. Să ne facem un obicei din a veni înaintea Domnului atunci când supărăm fața Domnului. Dacă veți spune, n-avem păcat, spune cuvântul că adevărul nu este în noi. Am vrea să venim înaintea Domnului și să rugăm pe Domnul să pună în inima noastră o conștiență a sfințeniei, a cuvântului Său și o conștiență, dragii mei, un discernământ, o maturitate de a vedea, dragii mei, atunci când păcatul afectează gândirea noastră, când afectează deciziile noastre, ca Domnul să ne dea acea maturitate de a vedea, dragii mei, ceea ce Domnului îi place și ceea ce Domnului nu îi place. Haidem să ne ridicăm și să ne rugăm pentru aceasta. Amen.
puteți să reluați locurile. Așa cum Domnul Iisus Hristos și-a ales cei 12 ucenici și dorința lui era să învețe. Timp de 3 ani și jumătate, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus și ucenicii erau împreună cu Domnul Iisus, iar scopul Domnului Iisus era ca ucenici, ca oamenii aceștia, să fie ca și Iisus, să fie schimbat, să vorbească ca și El, să trăiască, să învețe mesajul, să învețe planul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după 12 oameni au mai fost 120. După 120 spune cuvântul lui Dumnezeu că 3.000 de oameni s-au întors. După acești 3.000, după predicarea, după rostirea cuvântului lui Dumnezeu, spune că 5.000 de oameni s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Și dorința unui om, omul acesta, Watchman Nee, care spunea, Doamne, și rugăciunea lui, motoul vieții lui era, Doamne, te rog să-mi dai inima ta credincioasă și bună, în schimb îți dau inima mea rea și necredincioasă și te rog să nu mi-o dai niciodată înapoi. Aceasta era dorința omului acesta. Cred că în dimineața aceasta este și dorința noastră. Doamne, dă-ne o inimă bună, credincioasă, ca a ta, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să mai cântăm spre slava lui Dumnezeu. Grupul de frați, dacă au o cântare, vor lăuda pe Domnul. După aceea îl rog pe fratele Ruben, ne va îndemna pentru următoarea rugăciune și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Lăudați să fie Domnul! Plăcută-i părtășia dintre frați, dintre surori, când domnește în armonia, când e cerul fără nori, când iubim toți adevărul și prin el liber trăim, atunci când este de bine, ca împreună toți să fim. Exercițiul necesar pentru cei ce vor să ajungă în Cana. Ce plăcută-i părtășia când e pace între frați, când domnește armonia între cei ce-ți adunați. Unitate e acolo, bucurie Duhul Sfânt, și acolo parcă cerul coborât e pe pământ. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne împrățești. Părtășie,
părtășia, când lipsești orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezența mie a orice-i dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Pentru cei de pe pământ, să trăim și aici ca-n ceruri, în prezența celui sfânt. Căci în cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit, și dacă al părtășiei testul nu l-ai absolvit. Pentru cei ce vor să ajungă în Cana. Amin. Pacea Domnului Iisus, Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Să ne rugăm că această părtășie niciodată să nu se sfârșească. Suntem frați și surori și dacă observăm și ne uităm bine, potrivnicul nostru încearcă cel mai puternic să lovească în legăturile frățești, chiar și de trup și de sânge, și între legăturile noastre pe care le avem. Și noi trebuie să fim veghiatori ca nici de cum să nu lăsăm ca cel rău să aibă putere să rupă acest lanț sau să rupă acest zid pe care Dumnezeu l-a creat între noi. Și noi suntem zidul, zidul lui Hristos. Eu de multe ori mă gândesc așa, noi suntem frați, surori, totodată ca și cum am fi zidul acela din spate, niște cărămizi puse la oaltă și noi, bine închegați în Domnul, suntem un zid puternic. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu nici de cum să nu lase pe cel rău ca să rupă acest zid. Și acum gândiți-vă bine, noi suntem frați și surori. Acum, dacă ne uităm unii la alții, fiecare dintre noi suntem frați și surori. Dacă am venit aici cu un alt scop de a-L preamări pe Dumnezeu sau cu un alt scop de a sta împreună cu frați și surorile, nu este bine. Noi suntem aici să fim una în Dumnezeu, toți împreună. Și vă rog ca să primiți acest mesaj, să ne rugăm pentru lucrul acesta și lucrarea aceasta dăinuie, părtășia aceasta dintre frați, corul bărbătesc, noi, grupul de laudă și închinare, frați, surorile, oricare grup, să nu lăsăm ca cel rău să lucreze. Aveam pe inimă un gând care se găsește în capitolul 17 din Luca, de la versetul 11 până la versetul 21. Și haideți să fim atenți și să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu. Titlul este Cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea.
Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe. Și-au ridicat glasul și-au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Amin. Îmi amintesc când eram în liceu și aveam acolo o părtășie cu colegii mei și ne rugam și cântam și la un moment dat am citit cuvântul acesta și zilele acestea m-am gândit foarte mult la el. Și un pic am stat de vorbă din cuvântul acesta și ne-am dat seama despre ce valoare are inclusiv pasajul acesta, de la 11 până la 19. Cât de mult uităm să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Dacă mă gândesc acum la nivelul de biserică sau în sufletul meu, deseori ne preocupăm cu unele lucruri care sunt de nimica, lucruri care nu ne ajută la zidirea noastră, lucruri care pur și simplu sunt firești, sunt pământești. Și în loc să dăm valoare lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, uităm. Ne preocupăm cu unele lucruri care n-au nicio valoare și uităm că Dumnezeu ne-a mântuit sufletul, uităm că Dumnezeu ne-a curățat. Și uitați-vă aici, spune că 10 erau. 10 erau pe care Dumnezeu i-a întâlnit și i-a vindecat, i-a curățit pe fiecare. Toți 10 au fost perfecți curățați. Eu am credința aceasta că Dumnezeu s-a atins de ei. Și totuși doar unul s-a găsit să vină și să mulțumească. Frații mei, de multe ori noi suntem printre cei 9 și uităm să venim să-i mulțumim Domnului. Și acum în dimineața aceasta vreau ca Domnul să pună în noi gândul acesta: Doamne, nu ne lăsa nici de cum să uităm să-ți mulțumim. Doamne, știm că ne-ai curățat, știm că suntem ai tăi, suntem copiii tăi, suntem răscumpărați prin sângele scump a mielului. Am sărbătorit Paștele, așa este. Și iată că parcă duminica aceasta, parcă iarăși suntem așa slabi. Dumnezeu ne-a curățit din nou și în fiecare zi ne curățește și ferice de omul care își poate spăla haina în sângele mielului, în fiecare zi. Dar să nu uităm să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Domnul face atâta de mult bine. Mă gândeam la bucuria aceasta, la harul acesta de a fi iertat. Deseori vin înaintea Domnului cu poveri, cu mari poveri. Poate ai căzut săptămâna trecută, tânărule. Poate duci poveri, poate ai avut o luptă și ai ieșit învins. Și vin înaintea Domnului și te simți murdar. În această dimineață, să știi că Dumnezeu te poate curăți. Să știi că Dumnezeu are puterea să te curățească. Dar nu sta înaintea Domnului oricum. Nu sta înaintea Domnului indiferent. Dacă tot ai venit în casa Domnului, deschide-ți inima înaintea Domnului și roagă-te: Doamne, curățește-mi inima. Apoi, următorul pasaj, nu se va zice: uită-te aici sau uită-te acolo. Deci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Vreau să te întreb, săptămâna care a trecut, ai simțit că ești parte de împărăția lui Dumnezeu? Ai simțit că ești o piatră din zidul acela lui Hristos? Pentru că săptămâna a trecut,
Cum ai petrecut toată săptămâna? Ai avut cântări de laudă pe buze? Ai avut rugăciuni de mulțumire în timpul zilelor? Ai simțit că și ești batjocorit și te bucuri că ești batjocorit pentru numele lui Hristos? Și zic, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Domnul să ne ajute să conștientizăm lucrul acesta și să ne bucurăm. Mai am un cuvânt pe care vreau să-l citesc și după aceea ne vom ruga. Psalmul 37 și aici versetul 4. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Domnul să-ți fie bucuria. Am scris în Dex ce înseamnă desfătarea. Eu sunt din Ungaria, dacă știți, la graniță cu România. Și știam desfătarea, că este bucuria ta, dar am zis, hai să văd ce se mai zice despre cuvântul acesta. Și s-a zis, este bucuria, plăcerea. Domnul, oare chiar este plăcerea mea? Chiar este desfătarea mea? Nu astăzi. Astăzi toți suntem fericiți, toți lăudăm pe Domnul. Dar în fiecare zi, Domnul este bucuria mea. Domnul este desfătarea mea. Și zic ca Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm în picioare. Veniți înaintea Domnului cu bucurie. Veniți înaintea Domnului plin de veselie. Sunteți copiii Domnului Iisus Hristos. El v-a curățit pe fiecare. Veniți înaintea Domnului nu cu o inimă de om rău sau cu o inimă de om care n-a fost curățit, ci cu o inimă de un om care a fost curățit de însuși Dumnezeu. Veniți înaintea Domnului cu bucurie și rugați-vă, Doamne, vreau ca din Tine să fac bucuria, plăcerea mea. În fiecare zi vreau să Te simt aproape, vreau să locuiască în mine împărăția Ta, vreau să fiu un zid pentru biserica aceasta, pentru împărăția cerului. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Vă iubesc! Amin. Puteți să reluați locurile. Și așa cum a zis fratele Ruben, acești 10 reproși care ne putem identifica cu ei, pentru că atunci când un om avea lepră, avea boala aceasta,
găsim în cuvântul lui Dumnezeu că omul cu lepra trebuia scos afară din cetate, trebuia să fie izolat și nu avea dreptul să aibă contact cu ceilalți oameni care erau curați, care nu aveau boala aceasta. Și atunci când se apropia cineva de el, fără să știe, trebuia să strige omul lepros, necurat, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Domnul Iisus Hristos a vindecat acești 10 leproși, putem să ne identificăm și noi cât de mare este diferența 1 la 10. Numai unul s-a întors pe când Domnul Iisus pe toți 10 i-a vindecat. Dumnezeu ne-a vindecat și ne-a spălat de lepra păcatului pe fiecare dintre noi. Păcatul nu mai are putere asupra noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai poate să facă ce vrea din noi. El nu mai poate să aibă toată puterea asupra noastră, numai atunci când noi cedăm, numai atunci când noi alegem să păcătuim, dar păcatul nu mai are putere, pentru că noi suntem născuți din Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, un singur om s-a întors să mulțumească. De multe ori, doar cerem lui Dumnezeu și cerem poate lucruri așa de mici și uităm un lucru așa de mare pe care Hristos l-a făcut pentru noi, că ne-a spălat, ne-a curățit cugetele și ne-a dat o inimă nouă, binecuvântat să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să mulțumim lui Dumnezeu cât mai des și cât mai mult pentru jertfa și pentru răscumpărarea Lui. Haideți să mai cântăm o cântare cu toții spre slava, spre lauda lui Dumnezeu. După aceea îl rog pe fratele Victor Ilaș, va veni și ne va aduce un salut, a fost plecat, s-a întors înapoi între noi și totodată ne va îndemna pentru următoare rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Iisuse, îți
Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Dacă într-adevăr ne-i dor să-L întâlnim și să-L privim, asta înseamnă că ne vom da silința și ne vom strădui să trăim după placul și voia lui Dumnezeu, amin? Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. În rugăciunea pe care ne stăm față, aș vrea să declarăm, să afirmăm încă o dată faptul că noi ne punem nădejdea și încrederea în Domnul. Ascultând un mesaj predicat de către un frate, am ajuns să înțeleg diferența dintre a crede și a te încrede. Dragi frați și surori, cred că nu-i de ajuns să crezi că Dumnezeu poate da răspuns la problema ta sau nu-i de ajuns să crezi în Dumnezeu dacă nu-ți pui încrederea în El. Spunea fratele Vasile Bejerea că am fost plecat o perioadă scurtă de timp, am ales să petrec un pic de timp doar cu familia, cu soția și cu copilul și ne-am bucurat. Totodată am stat cu gândul la dumneavoastră, la părtășia frățească pe care noi o avem aici și nu pot decât să slăvesc numele lui Dumnezeu că am ajuns cu bine înapoi între dumneavoastră. Vreau să dau citire a patru versete din Psalmul 40, unde cuvântul Domnului spune așa: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și m-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru.
Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Undeva în America, sper să nu greșesc cuvântul, un echilibrist, să mă iertați dacă greșesc cuvântul, un om care face echilibristică, fusese la un concurs și trebuia să treacă peste cascada Niagara pe o sfoară cu o audiență destul de mare, cu un public destul de numeros și la un moment dat întreabă publicul acesta: credeți că pot trece în picioare pe sfoara aceasta de partea cealaltă a cascadei? Oamenii știind reputația lui și ceea ce face, da, credem. Și omul a început încet să meargă și a ajuns la capătul celălalt. Oh, felicitări, bravo. Acum credeți că mă pot întoarce înapoi? Credem, cum să nu credem, te-am văzut și prima oară. S-a întors omul înapoi, felicitări. Credeți că pot să iau o roabă și să trec cu o roabă, cu un sac de ciment chiar în roabă, și să trec partea cealaltă de cascadă? Credem că poți face și asta. O fi desumflat un pic roata să muleze după fune, o trecut partea cealaltă. Extraordinar! L-au aplaudat. Credeți că pot trece înapoi cu sacul ăsta? Credem, cum să nu credem. O trecut și înapoi. Zice, înainte să treacă, zice, cine crede că pot trece înapoi cu sacul ăsta? Se ridice o mână sus, toată audiența, mâinile sus. L-au văzut ce-au făcut înainte. Zice, ei bine, dacă tot credeți că pot trece cu sacul ăsta, ce spuneți să iau unul dintre voi, îl pun în roabă și trec înapoi? Credeți că pot? Deodată toate mâinile s-au lăsat jos. Așa cred că e vorba așa despre noi și cred că ni se potrivește cazul ăsta, dragi frați și surori. Nu-i de ajuns să cred că Dumnezeu poate rezolva problema lui fratele Adihuja, lui Cipri, lui fratele Simeon și restul. Nu-i de ajuns să cred că Dumnezeu are rezolvare la problema mea până nu-mi pun pe deplin încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Vreau să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea care ni stă în față. Vreau să cerem lui Dumnezeu putere și totodată să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, prin credință, eu îmi pun încrederea în Tine, eu îmi pun toată nădejdea mea în Tine și cred că și Tu vei da rezolvare la problema mea. Cred că Tu mă vei călăuzi în continuare pentru că eu îmi pun pe deplin încrederea în Tine. Haideți să venim în rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Amin. Puteți să reocupați locurile. Aș dori ca mai departe să cântăm o cântare cu toții spre slava lui Dumnezeu. După aceea, dacă grupul de frați mai au o cântare, vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare. Iar după aceea rog pe fratele Simeon Puț, el ne va sluji în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze, mă rog ca Dumnezeu să-i dea ungerea divină, Dumnezeu să-i dea putere, ca el să poată să vorbească mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, iar noi să putem pleca din locul acesta îmbărbătați și plini de bucurie că Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul său și prin slujitorul său. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute, să ne putem deschide inima și să fim prezenți aici cu trup, cu suflet și cu duh. Domnul să ne ajute. Amin.
orice încercare, El va fi cu noi, ne face scăpare din orice Slăviți să fie Domnul! Amin! Am cămin mai sus de nori în țara gloriei, am cămin mai sus de nori în țara gloriei, am cămin mai sus de nori în țara gloriei, când vine Iisus. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă, crucea sus cu luna-n țara gloriei, jos vor crucea sus cu luna-n țara gloriei, jos vor crucea sus cu luna-n țara gloriei.
pe Iisus în veci vei trăi. Dacă îl primești pe Iisus în veci vei trăi. Dacă îl primești pe Iisus în veci vei trăi. Când vine Iisus. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Când vine în curând. Iisus ne va duce acasă în țara glorie. Iisus ne va duce acasă în țara glorie. Iisus ne va duce acasă în țara glorie. Când vine Iisus, ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. Veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea lui departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. După toată alergarea fericit vei fi și tu. Vei primi cununa slavei lui Iisus. Grăbește-te acum până când mai este har. Nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. Domnul să ne ajute să ne pregătim. Glorie Domnului! Pregătește-te că ziua Domnului este pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni. Va fi o minune mare pentru mulți. Va fi tare frumos pentru unii. Dar pentru unii poate nu o să fie chiar așa de frumos. Dar eu cred că pentru noi toți va fi o zi mare, o zi mare, a marei bucurii pe care Domnul și Duhul Sfânt o va face în ziua aceea. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 37, începând cu versetul 1, concludem în versetul 11. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuiese ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 12 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel îl iubea mult pe Iosif, mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă pretenoasă. Iosif a visat un vis și le-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult.
El i-a zis, ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, doar nu o să împărțești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și le-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și frații săi, tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Haideți să ocupăm locurile. N-o să predic din pasajul acesta despre visurile lui Iosif, nu? N-am să predic despre familie, deși am să ating un punct acolo, pentru că mă interesează să vorbesc despre el. În primul rând aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă credeți că Dumnezeu vă vorbește astăzi, dacă ați venit la biserică ca să vă vorbească Dumnezeu prin cântare, prin îndemnuri și prin cuvânt. Haideți să ridicăm o mână toți acei care ați venit la biserică să vă vorbească Dumnezeu. Spun asta pentru că o parte din predica mea, și mă cutremură lucrul acesta ce vreau să-l spun, au predicat-o frații deja. Și îmi dau seama că Duhul Sfânt a pregătit acest mesaj pentru noi. Și eu cred cu toată certitudinea că nu este un mesaj la voia întâmplării, este un mesaj care Duhul Sfânt l-a pregătit pentru mine și pentru dumneavoastră. Fratele Adi Huja a început și a spus să ne cerem iertare. Iertare față de Dumnezeu și iertare față de semeni. Fratele Ruben a spus să avem grijă cu relațiile noastre, unii față de alții, să nu dăm răgaz celui rău să strice părtășia, bucuria dintre noi. Vă aduceți aminte ce mesaj am avut ultima dată când am fost la slujire? Era despre dragoste, nu-i așa? Ei bine, astăzi aș vrea să vorbesc despre opusul dragostei. Despre ceea ce spunea cuvântul Domnului în pasajul ce l-am citit, că frații lui Iosif îl urau și mai mult. Vreau să vorbesc despre ură. Cu mult timp în urmă am început un ciclu de predici care se numea Unelte din hambarele lui Satan și uite, astăzi a venit vremea să mai discut despre o unealtă din hambarul lui Satan cu care lucrează el tare bine în casele noastre, în părtășiile noastre, la locurile noastre de muncă și cu amploare în bisericile lui Dumnezeu. Sper ca la noi în biserică să nu lucreze, dar dacă va fi vreodată să insiste în viața noastră, în mintea noastră sau lucrează în vreo minte pe care eu nu o știu, eu cred că Duhul Sfânt nu aduce un cuvânt la întâmplare, e bine să știm cu ce avem de-a face. Ura, ce este ura? În primul rând să știm, este clar, este o unealtă, unealtă care o folosește Satana, știți? Noi venim la biserică și spunem că lucrăm cu uneltele Duhului Sfânt, cu uneltele care vin din lumina lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu, uneltele neprihănirii, iubirea, dragostea, zidirea, facerea de bine și mergem așa și spunem că lucrăm cu ele. Ei bine, începem și săpăm în ogorul Domnului cu uneltele lui Dumnezeu, lucrăm, dar dintr-o dată ne trezim cu o sapă în mână care nu se potrivește cu criteriile lui Dumnezeu. Și poate ne întrebăm de multe ori, eu sunt ăla care fac lucrul acesta și te uiți? Cum strigi de fapt tu ogorul lui Dumnezeu după ce ai lucrat cu uneltele neprihănirii? Ei bine, asta vrea să facă Satana noi, după ce lucrăm în ogorul lui Dumnezeu prin neprihănire. Ne dăm strădania să facem lucrările lui Dumnezeu cu sârguință. Ei, de multe ori se întâmplă ca produsul acesta, sentimentul acesta, Duhul acesta necurat să intre la lucru și Satana insistă să intre, să forțeze ușa în viețile noastre și să vină ura în viața noastră. Și unealta aceasta să-și facă și ea lucrarea, să strice pământul acela și ogorul acela binecuvântat și să aducă poate o calamitate în acea zonă pe unde noi lucrăm cu această unealtă. Și distrugere. Ce este ura? Ura, ca să înțelegem așa, am găsit o explicație care mi-a plăcut foarte, foarte mult și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră.
aceasta este în felul următor. Ce este ura? Ura este atunci când eu îmi doresc să văd cum altul nu moare, nu dispare, dar suferă în conformitate deplină cu închipuirea mea despre suferință. Nu-mi doresc ca altul să moare, deși ura duce și la așa ceva și vom vedea biblic lucrul acesta și nu numai, întâlnim în lume, nu în biserică, oameni, Doamne ferește să nu fie în biserică astfel de oameni, care au doresc moartea celui de lângă ei. Și acest lucru produce nimic altceva decât urneada aceasta demonică, care se numește ura. Ei bine, ura este atunci când eu nu doresc ca cel să moară, nu doresc ca el să dispare, dar doresc să sufere în conformitate deplină cu închipuirea mea despre suferință, așa cum mi-aș dori eu să sufere. Ați auzit vorba aceea când, las că-i arăt eu lui, nu știe el cu cine stă de vorbă. V-ați întrebat oare de unde are rădăcini vorba aceasta? Oare nu vine din orgoliu? Nu vine oare din produsul care se numește ură? De fapt, el este ca un parfum, știi, dacă te dai cu un parfum mai mult, miroși mai mult, dacă te dai numai un picuț, vei mirosi doar așa, finuț, puțin. De multe ori, unii oameni exagerează și atât să dau cu parfum încât umple toată casa, toată biserica de parfum. Nu în cazul nostru, aici nu miroase atâta parfum. Este și frumos să miroase bine, nu? Dar în ceea ce privește ura, sunt oameni care se dau doar puțin. Doar puțin cu acest parfum aurii. Și ei nici nu arată asta, pentru că ura ea, de fapt, este sub un camuflaj în viețile oamenilor extraordinar. Mai bun actor ca și ura nu există. Ce faci, frate? Mă iubești? Da, te iubesc. Te strânge în brață, dar în inima lui este ceva. În inima lui este ceva. Ei bine, continuă și spune acest pasaj despre ură și spune: eu nu vreau ca el să moară, niciun caz. Eu îi doresc așa simțuri pe care eu special le pregătesc pentru el și el să se afle în ele. Adică nu-mi doresc ca să dispară, nu-mi doresc ca să moară, dar îmi doresc să sufere după cum mi-aș dori eu, adică îi doresc să treacă prin suferință, să-i meargă rău. Acesta este produsul urii. Ca eu să pregătesc mai apoi, eu să pregătesc anumite simțuri pentru acea persoană care în mod special să le pregătesc, să îi le dăruiesc. Și asta poate să înceapă și vom vedea. Poate să fie un mesaj telefonic, o vorbă aruncată în biserică, o vorbă aruncată afară, o vorbă aruncată la locul de muncă, de jignire, de întristare și în inima aceea ai declanșat, poate ai declanșat deja sentimentul acesta diabolic care se numește ură. Și am spus: Doamne, ce se întâmplă de nu avem acum, mulți zic, minuni în biserica lui Dumnezeu? Nu mai vedem cum Dumnezeu să lucreze cu multă putere în biserică. Oare, Doamne, eu cred că mulți dintre noi ne rugăm și spunem: Doamne, vreau să iau zile de post, vreau să stau de vorbă cu Tine, vreau să stau înaintea Ta, vreau să văd puterea Ta specială, vreau să văd vindecările Tale, minunile Tale și încep să faci sacrificii. Și cred că una dintre rugăciunile Tale și a mele este: Doamne, descoperă-mi unde nu sunt bine, descoperă-mi ce este, unde este blocajul în viața mea de nu văd aceste lucruri, de nu văd propășirea, de nu văd puterea cuvântului atunci când vorbesc despre Tine, parcă nu mai este niciun chef, nu mai este nicio compasiune, nu mai este nicio devotare reală, puternică, doar vorbim și parcă totul este fără ecou, parcă totul se blochează ca într-o cameră antifonică, antifonată bine, acustic și nu se blochează totul, parcă nu trece dincolo de tavan nimic. E bine, în dimineața aceasta vreau să spun că Dumnezeu vine cu răspuns. Dragostea se demonstrează prin roade și prin fapte. Nu numai prin vorbe, am vorbit mult despre dragoste și pentru că vorbim și astăzi înseamnă că Dumnezeu are de îndreptat în viețile noastre anumite puncte de vedere. Ei bine, eu nu vreau ca el să moară, în niciun caz eu îi doresc așa simțuri pe care eu special le pregătesc pentru el. Sper ca niciunul dintre noi să nu avem astfel de gânduri, dar dacă sunt, Domnul să ne ajute să ne pocăim de ele. Amin? Ce este ura? Ura este o atitudine dușmănoasă față de cineva. Da. Pur și simplu te-a jignit cineva sau nu a făcut pe placul tău sau la locul de muncă te-a lezat și în inima ta s-a produs cumva o dușmănie, o ură. Dar noi nu-i spunem așa. Noi spunem: păi, n-am nimic cu fratele, îmi place de el, dar nu-l pot vedea. Sau
Avem tot felul de pretexte, avem tot felul de fraze de acestea și glume bune, stare bune glumele astea, care n-ar trebui să fie între noi, știi? Îl iubesc, l-am iertat, dar nu-l povedea. Dumnezeu nu a vorbit degeaba dimineață la îndemn. Fraților, să ne iertăm. Fraților, vrem iertarea lui Dumnezeu, ea este condiționată 100% de iertarea cum se raportează între noi unii și alții. Să știți că eu nu știu niciun fel de probleme între noi ca să vin să predici de acestea. Eu știu că Duhul Sfânt lucrează așa. Vrem ca Dumnezeu să lucreze în plina lui splendoare între noi? Noi trebuie să fim tot mai aproape de Dumnezeu, nu-i așa? Domnul să ne ajute. Ura este o atitudine dușmănoasă față de ceva sau cineva. Am mai văzut oameni care nu le-a ieșit ceva bine la muncă, a luat lemnul și a spart acolo, a spart rigipsul, a spart zidul, nu i-a ieșit. Față de ceva, ură față de ceva. Omul acela s-a înfuriat, a avut o ură, a spart până l-a distrus, după aia a părut rău și s-a potolit starea aceea de furie. E bine, dar ce este mai rău este când aceste lucruri se declanșează față de cineva. Am întâlnit oameni creștini care la locul de muncă pentru temirce au început să dea, să bontănească, să chiar să vorbească urât. Și am rămas blocat. Dar cel mai bine e să fie plină de Hristos. Că dacă e și curățată, și măturată, și luminată, haideți să-L lăsăm pe Iisus Hristos de plin în casele noastre, adică și mă refer în viețile noastre, în inimile noastre. O atitudine de dușmănie înseamnă ura și mai mult, cineva spunea și mi-a plăcut ideea, spunea că este ura aceasta și considerată un sentiment care ne usucă în fiecare zi. M-a rănit cineva. Mi-a făcut o nedreptate, în inima mea se naște ura, dar eu nu împărtășesc cu fratele respectiv, nu rezolv problema. Și spun, mă, este o problemă în viața mea, ci eu în inima mea o las să se nască, să crească și în fiecare zi te vei usuca. Și cei mai rău că lucrurile acestea, și aici spuneam că ura ia, îmbracă o haină actorie extraordinară, când nu te știe nimeni, dar tu știi. Și de acolo se nasc, încep bârfele, încep jignirile, glumele proaste, dușmânia. Este ca un copac. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată, eu am crescut la țară, am tăiat copaci de multe ori în grădină și la un moment dat am tăiat un copac, era falnic, frumos pe din afară, o coajă puternică, chiar pe uneori avea și frunze. Dar când l-am tăiat,
a rămas surprins că în mijlocul acelui copac era putred. Era doar de jur împrejur coaja și puțin din el sănătos, dar în mijloc era putred. Ura aceleași lucru face în viața credincioșilor. Pare foarte bine pe din afară, dar înăuntru se usucă, înăuntru se distruge. Și mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să nu îngăduie niciun unul din pomii săi, din biserica lui, din grădina lui, să fie un astfel de pom. Și în biserica lui și în casa lui să fie doar pomi sănătoși. Spune cuvântul Domnului și vreau să încep spunând astfel. Ura este o unealtă, în mod special. Am văzut că ura ea este caracterizată în a dori răul, a face răul aproape lui ea, a căuta ca aproapele tău, în mod intenționat, să sufere. Și asta nu este din Dumnezeu și asta nu e normal și asta nu trebuie să fie între noi. Și mă rog ca niciodată să nu fie o astfel de atitudine între noi și nici noi niciodată să nu ajutăm la astfel de lucruri. Vine un frate să spună ceva despre Simeon. Și poate are dreptate. Nu ajuta la a produce mai departe. Tu oprești acolo. Asta se numește odată și bârfe, dar acolo tu poți să declanșezi în inima aceei persoane care se plânge la tine o ură față de respectivul. Pentru că tu te unești și tu îi dai acordul acesta, ea se va amplia și va merge mai departe și dintr-o lucrare nesemnificativă, care n-are nicio o viață în ea, care poate n-are niciun sens, să se strice părtășia, începând de la orice lucrare în biserică. Și atunci am vrea să fie prezența Duhului Sfânt. Am vrea să fie prezența lui Dumnezeu în multe dintre lucrările pe care noi le facem. Ei bine, ura este un altă care distruge relațiile. Ura distruge relațiile. Fraților, dacă nu ne pocăim de această atitudine, dacă nu oprim ca lucrarea acestui Duh să intre în viața noastră, să-și facă lucrarea, ea strică relațiile. Și vedem în lumea aceasta și între prieteni și între frați, cum spunea fratele Ruben, de corp, de sânge. Ura distruge și te miri de la ce? De la o bucată de pământ. Eram în România ani de zile când eram copil și vedeam certuri în biserică. Te miri ce? De la o bucată de pământ. 20 de ani, un ar, ai trecut gardul. Păi era omul gata să ia toporul, era omul gata să meargă, să-și facă dreptate. Întreb eu, asta este atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos când l-au biciuit, când l-au scuipat, când l-au nedreptățit, când i-au luat hainele de pe el și le-au împărțit la sorți, când și-au bătut joc și spune cuvântul Domnului că l-au lovit în cap, l-au scuipat. Ce atitudine a luat Domnul Iisus Hristos când, sau cum ar trebui să fim noi? Biblia spune ca și Hristos, la fel, ca și Hristos, atitudinea aceea. Dar mă întreb eu, oamenii aceia care pentru o bucată de pământ, pentru o robă, pentru o remorcă, te miri ce, de la ce oamenii și din păcate, din biserică, se ceartă și au ură și nu mai au cina Domnului, potrivit că după asta avem cina Domnului. Domnul să ne ajute ca să nu fie această stare în inimile noastre de ură, ci dacă este, în această dimineață să o pună Dumnezeu pe fugă. Și dacă ar fi vreun motiv să nu luăm cina Domnului, nu cred că ar fi pentru copiii lui Dumnezeu. Nu cred că ar fi vreun motiv. Este o problemă. Dacă tu ai un motiv să nu stai la masă cu Domnul, îngăduiți-mă să trec așa de departe, să spun. Dacă tu nu ești gata să stai la masă cu Domnul aici, întreb dacă vine Domnul, tu ești gata să stai în cer. Faceți un pic judecată la lucrul acesta. Dacă tu aici nu stai cu Domnul, dacă Domnul vine în momentul în care biserica ia cina sau la noapte, tu în cer vei sta la masă cu Domnul. Dacă tu asta de aici, de pe pământ, nu iei și nu stai, oare în cer vei sta? Dă-ți răspunsul singur. Eu aș vrea să spun ce spune Biblia. Că abia așteaptă Hristos, zice, nu voi mai lua cu voi până în împărăția mea. Abia așteaptă Domnul Iisus Hristos să ne împărtășim și să fim împreună cu El la sărbătoarea aceasta minunată. A revedere! Și mă rog în această dimineață, dacă cumva este impedimentul pentru unii dintre noi să nu stăm la masă cu Domnul, este ura, în această dimineață, Iisus Hristos, sângele Lui, are putere de purificare, de curățire.
de înălbire, mai alb decât orice, mai puternic decât orice înălbitor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este prezența lui Hristos, este jertfa de pe cruce și în această dimineață Iisus Hristos se poate elibera de această stare. Te poți ruga să-i spui: Doamne Iisuse, în această dimineață vreau să recunosc că parcă nu văd bine cu ochi buni pe frații mei, parcă simt în inima mea când mă uit la o persoană ceva diferit, parcă nu este largul inimii mele, parcă nu este persoana pe care aș strânge-o în brață, parcă nu este persoana cu care mi-aș bea cafeaua dimineață și aș mânca din prăjitura mea. Lasă-ți mânce el prăjiturile lui. Ei, nu. Hristos a spus: eu am murit pentru toată lumea. Pentru toată lumea, este drept? Pentru toată lumea, la fel. A făcut Dumnezeu vreo diferență între mine și fratele Ionel? Nici de cum. N-a făcut Dumnezeu diferență nici între mine și Ruben, nici între mine și Darius, nici între mine și surorile de aici. Între niciunul dintre noi Dumnezeu n-a făcut diferență. Diferența o facem noi. Dumnezeu a zis: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine, pentru oricine, crede în el, să vină la el. Acum este partea noastră, ci diferența o facem noi. Cum venim, cum ne raportăm, cum ascultăm, cum ne supunem, cum credem, cum rămânem loiali lui Dumnezeu. Aici noi facem diferența. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru noi, pentru toată lumea la fel. Și acum cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, spune Hristos, și să mă urmeze. Eu rămân la aceasta spunând: oameni buni, Dumnezeu nu face diferență cum a făcut Iacov. Vedem în pasajul acesta că zice că el l-a avut pe Iosif, ultimul lui fiu, și l-a iubit mai mult decât pe toți ceilalți. Ăștia au văzut că a iubit mai mult Iosif decât ei toți la un loc, vă dați seama? Și asta am zis că vreau să ating punctul acesta, că nu este bine să, ca părinți, să facem diferențe fizic vorbind, real vorbind, în familiile noastre față de copii. Noi trebuie să încercăm să dăruim dragostea, dacă avem 10 copii, pentru toți la fel. Dacă le dăruim bunuri, să ne gândim să le împărțim atâta cât pentru toți la fel. A ajutat Iacob ca frații lui Iosif să fie, să-l urască, ajutat. A început de acolo. Ura pentru Iosif în inima fraților lui s-a născut din invidie. Și să știți că motorul acesta, ura, el funcționează cu combustibilul invidie, gelozie, ciudă. Aici este. Un frate de bună credință vine și se împărtășește bucuria lui de binecuvântare și zice: Domnul, binecuvântat și uite, mi-a luat mașina cu tare, Domnul fie lăudat. Dar el nu să se laude, el să se bucure, el știe că tu ești un om credincios, se bucur cu el. Și... dar în inima ta se naște ceva, mă, invidia, satana, ciuda. Și te întâlnești cu altul și bă, ai auzit? Bă, mă, și-a luat și ăsta mașină, să dă mare. Și în inima oamenilor ura lucrează. Și asta este un exemplu, o putem lua profesional. A făcut școala la, eu știu unde, la nu știu ce institut profesionist, la Londra. Ești în România, copilul meu a făcut. Bine, unii se mai și laudă, dar acum nu o luăm așa. O luăm că sunt oameni de bună credință care zic: bă, lasă-mă și cu copilul lui. Au făcut acum școala la Londra, acum gata, acum ei sunt cei mai tari pe piață aici, fac legea în biserică. S-am întâlnit oameni care spun și așa. Și oare de unde vin gândurile astea și poveștile astea? Și asta întreb eu. Ce face? Zidește relația între noi? Nici de cum, distruge. Spune cuvântul Domnului în Proverbe: ura stârnește certuri. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Asta spune Biblia. Ura stârnește certuri. Spunea cineva astfel: dușmănia este o ura care așteaptă prilejuri de răzbunare. Ciuda, invidia, gelozia, toate la un loc pornesc ura care ia să dezvoltă în viața noastră și este răzbunarea. Las că-i arăt eu lui. Bine, las că mi-o zis el așa, nu? Las să vadă el cine sunt eu. Că eu sunt aici cine trage sforile, nu? Nu este potrivit o atitudine de asta la un creștin, dar sunt oameni care gândesc așa pentru că sunt luați de valul acesta și trebuie să se pocăiască de demonul acesta care este ura și care este alimentat de aceste lucruri. Și spune: dușmănia este ura care așteaptă prilejul de răzbunare. Așteaptă, așa cum am spus, să-i pregătești. Și numai o dai. Și după ce
i-ai dat prilejul acesta de a te răzbuna și acum ai zis, nu, lasă, ai văzut? S-am spus eu că îi vin eu de hac. Știi ce se întâmplă? După răzbunare, ura trece la celălalt de multe ori. Și să fim veghiatori, că tu te răzbuni pe mine și s-ar putea la un moment dat eu, dacă nu sunt veghiator, ura trece la celălalt, nu? N-o las că-i arăt eu acum lui. Adică aia mi-a făcut-o mie. Acum îi întorc eu lui, nu? Ei, nu. Dumnezeu zice altceva. Zice, dacă ai primit o palmă peste obraz, întoarce și celălalt, nu? Dacă cineva ți-a făcut rău, tu caută să-i faci bine. Dar din mândrie de multe ori noi nu putem să trecem acest vilar. Spune cuvântul Domnului că prin mândrie se ațâță numai certuri. Dar dacă avem lepădare de sine, dacă venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ajută-ne să iubim, Doamne, văd că de multe ori prin nevegherea fraților mei, cel rău caută să ne distrugă, să nu avem părtășie, să nu ne bucurăm împreună, să nu ne mai putem ruga împreună, să nu mai putem cânta. O, Doamne, ajută-mi să-L iubesc, Doamne, ajută-mi să biruiesc, să nu las acest sentiment de ură să se nască în inima mea și să lupt în continui cu aceasta, pentru că este un stil de viață de a te lupta împotriva acestor lucruri, este zilnic. Te miri din ce? Poate să se nască ura în inima noastră ca și creștini. Ei, în Genesa 27:41 spune așa. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacob. Ia uitați ce face gelozia, ce face invidia, măcar că el și-a vândut dreptul de întâi născut pe nimicuri, pe un bri de linte. Omul acesta acum era invidios că și-a pierdut binecuvântarea și că fratele lui era binecuvântat și căuta în inima lui. S-a născut ura, îl ura și după aceea și-a făcut un plan diabolic de a-l omorâ pe fratele lui. Dacă nu oprim ura la timp, ea poate să degenereze în temir ce? În temir ce? Și să te trezești sau să ne trezim cu vești neplăcute. Spune cuvântul Domnului că Proverbe 10:18, cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Ce vreau să spun cu asta? Cine ascunde ura? Ei bine, nu trebuie să joace teatru ura. Noi nu trebuie să o ascundem. Noi trebuie să ne eliberăm de ea și să spunem, Doamne, nu vreau să am parte de ură în inima mea, ci ajută-mă să iubesc pe vrăjmașii mei, să iubesc pe cei de lângă mine, pe cei din casa mea, pe frații mei, părinții mei, frații mei, să iubesc pe toată lumea. N-ai vrea tu să fii plin de dragostea lui Hristos? În această dimineață mi-aș dori mult lucrul acesta. Ca să nu îngăduim ca Satana să se bucure de această unealtă, să nu luăm niciodată din hambarul celui rău unealta aceasta, aurii, să lucrăm în viața noastră cu ea, să nu fim noi cei care lucrează cu astfel de unealtă, ci în fiecare zi Domnul să ne ajute să lucrăm cu unealta dragostei, cu unealta dragostei lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Ura va distruge părtășia și în biserică. Ura va distruge și părtășia și în biserică. Ura este întotdeauna, spunea Cesare Pavase, astfel, ura este întotdeauna o ciocnire între mintea noastră și corpul altcuiva. Aici intră în rol iertarea, cereți iertare. Dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, dacă știi că ai greșit față de cineva, nu te apuca să fii produsul și nu te lăsa produsul urii, punându-mi mâna pe telefon, mesaje sau când te întâlnești sau spui altuia neplăcerea ta care poate nici nu-i justificată, nu-i nici reală. Satana și-a bătut joc de mintea ta și a rodit în mintea ta lucruri neadevărate despre fratele tău, că se întâmplă. Un om spune un lucru și până ajunge la urechile tale, Satana îl întortochează și tu înțelegi cu totul altceva și te miri de ce un frate e supărat pe tine. Ei bine, aici toți trebuie să fim o echipă care lucrează în combaterea aceasta, în distrugerea sentimentului de ură și spune cuvântul Domnului că dragostea acoperă toate greșelile și dacă este cazul să acoperim, asta e datoria noastră și dacă este cazul să iertăm, nu sta la masă cu Domnul dacă nu ai dăruit iertarea, nu mai lăsa, nu mai închide în închisoarea inimii tale pe fratele tău, închizându-l pe fratele tău, nedăruindu-i iertarea, se întâmplă să înceapă bârfa, ura, disprețul. Să înceapă să fie partide, grupușoare,
Bine, nu în biserică, piși-picolo. Eu mă înțeleg mai bine cu un frate sau altul și cu el împărtășesc toate păsurile mele. Și el și mă înțelege, e interesant, că mă înțelege tare bine și apoi se dezvoltă. Și se dezvoltă și în inima lui și în inima mea această ură, de care noi nu trebuie să fim beneficiari. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne ajute. Ura este întotdeauna o ciocnire între mintea mea și persoana celui lău, corpul altcuiva. Te pui și te rogi, în mintea ta vine. Ei, îl vezi pe fratele tău, care ai avut ceva cu el, dar tu zici, n-am nimic cu el. Tu mai joci teatru, tu n-ai nimic cu el. Vedeți, este o forță acolo, de care trebuie să o recunoaștem în dimineața aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Este o forță acolo care trebuie să o recunoaștem în dimineața aceasta și să spunem, Doamne, dacă cumva în inima mea sunt rămășițe sau sunt lucruri care le am împotriva cuiva, nu știu, nu știu dacă aveți, dar eu zic, dacă cumva sunt lucruri care le avem împotriva cuiva în această dimineață, doar atât trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate să spunem, Doamne, inima mea vreau să fie plină de dragostea Ta. Nu vreau ca sentimentul de ură, nu vreau ca demonul acesta să lucreze în viața mea, nu vreau să distrug imaginea fraților mei, nu vreau să distrug lucrarea Ta, vreau atunci când mă rog să mă rog cu toată inima, vreau atunci când cânt să pot să cânt cu toată inima, pentru că ura va distruge părtășia în biserică. Al doilea lucru, va distruge lucrarea lui Dumnezeu, părtășiile noastre poate în grupul de laudă, în grupul de închinare, în comitetul bisericii sau orice altceva ce se face în casa lui Dumnezeu. Dacă nu vom sta înaintea lui Dumnezeu să ne ajute să biruim asta, să lucrăm la asta, încet, încet vom vedea că biserica e tot mai slabă și nu vom ști de ce. Ba, știm, pentru că în inimile noastre sunt lucruri ascunse care noi, între noi și Dumnezeu, trebuie să le rezolvăm și să ne ajute Dumnezeu prin dragoste să trecem peste acele greșeli. Să ne ajute Dumnezeu să eliberăm iertarea fraților noștri, dar cu toată inima, și să nu mai aducem aminte, că nici Dumnezeu nu vine să-ți bată la ușă, să-ți aduci aminte în august 2006 ce ai făcut? Nu! Nu-ți ajute Dumnezeu aminte ce ai făcut acum 50 de ani în urmă, nu? Nu! Ci când ne-a iertat Dumnezeu, ne-a iertat, așa iertați-vă și voi, spune cuvântul Domnului, fii gata să ierți. Cum biruim ura? Dumnezeu spune așa, cum biruim ura? Nu te lăsa biruit, și ne rugăm pentru lucrul acesta, ci biruiește răul prin bine, ca să demonstrezi că nu ai ură, că ai biruit ura, ea trebuie să fie practic demonstrată, numai vorbe. Cu omul acela cu care consideri tu că ai ceva, sună-l mai des ca pe oricare om, cheamă-l la cafeaua ta, cheamă-l la o prăjitură, împărtășește-ți tu cele mai bune lucruri, stai de vorbă, caută să-l iubești, lucrează la asta. Iubirea nu-i ceva ce bați la ușă și te rogi, Doamne, dă-mi iubire față de fratele meu, ci este ceva la care eu lucrez, mă înțelegeți? Eu doresc lucrul acesta, eu mă duc, băi, nu pot să-l strâng în brață, păi mă duc și-l strâng în brață, de unde-i gândul ăsta oare? Păi nu pot să-i spun un cuvânt, că frații lui Iosif au spus că nu au putut să-i mai spună niciun cuvânt frumos, niciun cuvânt de bărbătare. Oare de ce nu ne mai putem aprecia? Oare să fie invidie, să fie ciudă, să fie gelozie? Nu ne mai putem lăuda unii pe alții, să nu se mândrească. Nu, frate, dacă tu îl vei aprecia și îl vei iubi, el nu se va mândri, ci va fi o părtășie de plină în biserică, va fi o părtășie în casă, va fi o părtășie între noi. Haideți dar să acceptăm că toți suntem greșiți. Haideți dar să acceptăm că Dumnezeu vrea să lucreze cu noi și în dimineața aceasta vrea să ne curățească, să fim liberi înaintea Lui, să putem sta după masă la masa Domnului, cu o inimă plină de iertare, cu o inimă plină de compasiune, cu o inimă plină de dragoste, și zic ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine, ura se biruiește prin bine, că dacă nu, degeaba post, dacă nu rupem ranțurile răutății, spune Isaia 58, degeaba te rogi să vezi minuni, să ai vedenii, să fii proroc, să ai darul deosebirii duhurilor, dacă nu rup lanțurile răutății, răutatea înseamnă egal ură. Ei bine, dacă, care este demonstrația răutății? Spune, adu pe cel flămând, împarte-ți pâinea, adu-l în casa ta, fă-i așa cum ți-ai face ție, iubește-te, iubește pe aproapele cum te iubești pe tine. Ei bine, rupe ranțurile răutății. Vrem post ascultat? Când zicem, am auzit frate, că mă postez, că nu știu ce să mai fac, nu mai primesc niciun răspuns. Uite, îl primești acum, în dimineața aceasta. S-ar putea să fie, poate, produs ura în inima ta. Dar să nu fie o ură de aceea care să ducă la că vreau să-l omor. Dar poate e o ură de aceea care, las că-i arăt eu lui, îi demonstrez eu lui. De aceea un parfum așa ușor dat, care se numește doar puțină ură. Ei bine, rămân la aceste cuvinte, doar citind
Încă un pasaj din Scriptură, de Roman 12:20. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, acesta este leacul urii. Dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. E, dacă v-aș fi zis din prima, asta e soluția, să aduceți cărbuni aprinși pe capul fraților voștri. Ei, nu, dar cărbunii ăștia aprinși pe capul fraților noștri, când fratele tău greșește, demonstrează-i prin dragoste, prin compasiune, dar nu de formă, nu fi fățarnic, ci din toată inima. Când faci un lucru, fă-l din toată inima ca pentru Domnul, arată-i dragostea lui Dumnezeu care este în tine. Fii sensibil, fii sensibil, insist, fii sensibil față de frații tăi. Fii atent la vorba care urmează să-i o spui. Nu răspunde atunci când ești provocat, nu răspunde cu aceeași monedă, taci. Stai înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu cum să răspund. Nu răni, nu te lăsa în mâna celui rău, nu te lăsa pradă uneltelor din hambarele lui Satan. Lucrează în continuare, așa cum ai lucrat până acum, în cinstea mielului și în ogorul lui Dumnezeu, cu uneltele neprihănirii. Și dacă cumva s-a întâmplat să te mai trezești fără să-ți dai seama cu unealta aceasta, care se numește ură, din hambarul lui Satan, spun un singur lucru, nu te răsa biruit de rău în această dimineață, ci biruiește răul prin bine. Haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru tot ceea ce a lucrat în dimineața aceasta. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat cu noi la închinare în această dimineață, tuturor celor care au contribuit la slujirea din această dimineață, fraților noștri de la sunet, grupului de laudă și închinare, fiecărui închinător în parte. Vreau să mulțumesc de asemenea părinților care s-au îngrijit de copilași în această dimineață, să putem avea o atmosferă așa cum se cuvine să fie în casa Domnului, plină de pioșenie, de respect față de casa Domnului. Vreau să vă spun, cu ajutorul Domnului, ne vom întâlni după amiază la ora 5 în casa Domnului, vom avea și cina Domnului, dacă Domnul va îngădui, vom avea împreună cu noi și pe fratele păstor Aron din Turda și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne păzească, să fie cu noi la despărțire, iar până când ne vom reîntâlni în casa Domnului, la cina Domnului, vă rog să venim cu toții, să stăm la masă cu Domnul, biserica este liberă să facă